Frunză verde, așa începe doina ce ca moștenire ne-au lăsat-o înaintașii într-a neamului iubire. Frunză verde, e chemarea ce din veacuri ne surprinde ca să nu lăsăm uitare peste grai, peste cuvinte. Frunză verde e simbolul ce în inim dăinuiește. Verde ne este poporul, pomul neamului ce crește. Frunză verde mai îngână în pridvor de înserare ciobănei de la stână, năzdrăvanele mioare. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, bine ați venit la spectacolul de gală a zilelor culturii tradiționale românești la Cernăuți și a laureaților ediția 10 a Festivalului Internațional de Muzică Populară Românească în grădina cu flori multe. Доброго дня, вельмишановні учасники та гості! Вітаємо вас на гала-концерті днів румунської традиційної культури в Чернівцях та на 10-му міжнародному фестивалі конкурсу румунської народної музики «Розмаїття квіткового саду». Devenite tradiționale, ediția 10-a Festivalului Internațional de Muzică Populară Românească în grădina cu flori multe, Festivalul Să-mi cânti Cobzar, sunt organizate de Centrul Bucovenean de Artă pentru promovarea culturii tradiționale românești la Cernăuți, în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina, din cadrul Consiliului Județean Suceava, cu sprijinul Consiliului Județean Iași, a Primăriei Orașului Cernăuți, în cadrul proiectelor sociale. Дні румунської традиційної культури в Чернівцях, Міжнародний фестиваль конкурс румунської народної музики «Розмаїття квіткового саду» та фестиваль автентичного фольклору «Заспівай мені кобзари» стали традиційними і проводяться Чернівецькою обласною громадською організацією «Буковинський мистецький центр відродження та сприяння розвитку румунської традиційної культури» за організаційно-творчою підтримкою Центру культури Буковина Сучава та за підтримки Чернівецької міської ради та Яської повітової ради. Цей проєкт здійснюється в рамках програми соціальних проєктів міської ради. Toate aceste proiecte prevăd o serie de acțiuni culturale care vizează popularizarea folclorului, a costumelor naționale și a tradițiilor vechi pentru atragerea la procesul de promovare și valorificare copii și tineri din comunitatea română a Ținutului. Всі ці проекти передбачають комплекс культурних заходів, що мають на меті популяризацію традиційного фольклору, національних костюмів, старовинних традицій та залучення до відродження народної творчості дітей та молодь зі всієї транскордонної Буковини. Toate acțiunile au a sa istorie și ale sale scopuri. În aceste zile, Centrul Bucovenean de Artă își sărbătorește jubileul de un deceniu de activitate, care a început cu Festivalul Televizat de Muzică Populară Românească în grădina cu flori multe. Prima ediție a fost organizată în anul 2004 cu sprijinul Companiei de Stat de Teleradiodifuziune din Cernăuți, director general domnul Arcadi Kazimirski. Всі ці заходи мають свою історію та свої цілі. У ці дні Буковинський мистецький центр святкує свій ювілей – десятиліття діяльності, яка почалася з телевізійного фестивалю румунської народної музики «Розмаїття квіткового саду». Перший такий фестиваль відбувся у 2004 році за підтримки Чернівецької державної телерадіокомпанії, директором якої був в той час заслужений журналіст України Аркадій Григорович Казимирський. Дякуємо дуже-дуже-дуже! De la prima ediție, festivalul și-a schimbat statutul, dar organizatorii n-au schimbat scopurile propuse, și anume stimularea celor mai autentici și mai talentați interpreți, promotori ai cântecului și dansului popular românesc, conservarea și valorificarea tezaurului muzical folcloric românesc, popularizarea valorilor spirituale și culturale ale neamului, propagarea culturii muzicale românești. З тих пір організатори не змінювали мету цього фестивалю-конкурсу – сприяти розвитку народної музичної культури та художньої творчості, виявляти та залучати до збереження і популяризації народної музичної культури дітей та обдаровану молодь, створити сприятливі умови для самореалізації талановитої творчої молоді, підвищувати вокально-музичний рівень обдарованих дітей та сприяти їх професійному становленню.
Printre prioritățile festivalului sunt sprijinirea creației în domeniul folclorului. În mod special, se urmărește sprijinirea tinerilor artiști amatori prin oferirea unei oportunități de afirmare în domeniul interpretării cântecului popular românesc. Valorificarea tezaurului muzical folcloric românesc în nordul Bucovinei și implicarea eficientă a mijloacelor mass media în procesul de promovare a potențialului artistic și creativ al tinerilor interpreți de muzică populară românească. Основним завданням фестивалю є підвищення соціального і мистецького статусу автентичного фольклору, виявлення самобутніх творчих колективів, окремих виконавців та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Lansată la 1 martie 2014, ediția 10-a festivalului În grădina cu flori multe, ca de obicei, reunește copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 6 și 25 de ani din Ucraina, Republica Moldova și România. Concurenții și-au demonstrat talentul la două secțiuni, soliști vocali și soliști instrumentiști. Розпочатий 1 березня 2014 року, 10-й фестиваль «Розмаїття квіткового саду» єднає дітей і молодь віком від 6 до 25 років з України, Румунії та Молдови. Конкуренти продемонстрували свій талант у двох номінаціях – вокальні та інструментальні солісти. Медіапартнерами у організації висвітлення та популяризації з результатів фестивалів на громадських засадах є – Compania de televiziune Cernăuți. Ziarul Libertatea Cuvântului, redactor șef Dumitru Verbițchi. Ziarul Gazeta de Herța, redactor șef Vasile Bicu. Ziarul Cuvântul Adevărului, redactor adjunct Aleona Vataman. Ziarul Monitorul de Hliboca, redactor șef Nicolae Șapcă. Ziarul Concordia, redactor șef Tudor Andrieș. Studioul Teritorial de Televiziune TVR Iași, director Carmen Olaru. Studioul Radio Iași, manager Claudia Crăcăleanu. Postul de Radio Moldova, Chișinău. Postul de Radio România Internațional, secretar general Eugen Cojocariu. Aplauzele dumneavoastră, acești oameni au meritat acest lucru. Iar acum permitem și cedăm această scenă copiilor din două ansambluri, din două formații folclorice, una astăzi împlinește 10 ani, alta astăzi sau în acest festival intră pentru prima oară în scenă și este vorba despre formația folclorică Perla și formația folclorică Doina Bucovinei. Thank you.
formațiile folclorice Perla și Doina Bucovinei. Vă mulțumim din suflet! Întâmpinați, vă rog, cu aplauze a Orchestra Ansamblului Bucovina a Școlii Populare de Artă și Meserii Suceava, dirijor domnul Petrică Oloieru. Orchestra Ansamblului Bucovina din cadrul Școlii Populare de Artă și Meserii Suceava, dirijor Petrică Oloieru. Vă mulțumim de suflet. Acum invităm în scenă primul laureat din cadrul ediției a 10-a a Festivalului Internațional de Muzică Populară Românească în Grădina cu Flori Multe, care vine la noi din Ardeal. Merca Iulia. O invităm în scenă, vă rog aplauzele dumneavoastră! Să-și ca, ai radina, 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 radina.
Gabriel Triteag este din Fălticeni, a îndrăgit cântecul popular de curând, doar de 2 ani cântă, dar este deja discipolul școlii populare de artă din Suceava și va cânta astăzi la Cernăuz, Ia uis hora în bătătură. Shut up.